Iisus, noaptea grea, fie ziua rea, tu să fii, tu să fii, tu să fii, Iisuse, sfătarea mea. Aleluia! Focul te ascult și iubirea mea s-ardă pentru tine tot mai mult. Bucuria mea, desfătarea mea, tu să-mi fii, Iisuse. Noaptea grea, fie ziua rea, tu să-mi fii, tu să-mi fii, tu să-mi fii, Iisuse, desfătarea mea. Aleluia! 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 Aceea mic de pe pământ și picioarele sfârșită numai un tău cel sfânt. Bucuria mea, desfătarea mea, tu să-mi fii, Iisuse. Fie noaptea grea, fie ziua rea, tu să-mi fii, tu să-mi fii, tu să-mi fii, Iisuse, sfătarea mea. Aleluia! Da, Doamne, da, Iisuse, aleluia! Mele, tu să mă fie contenit, felul tău iubit, să-l arăt mai greșit. Bucuria mea, desfătarea mea, tu să-mi fii, Iisuse. Fie noaptea grea, fie ziua rea, tu să-mi fii, tu să-mi fii, tu să-mi fii, Iisuse, desfătarea mea. Bucuria mea, desfătarea, tu să fii, Iisuse. În noaptea grea, fie ziua rea, tu să-mi fii, tu să-mi fii, tu să-mi fii, Iisuse, desfătarea mea. Aleluia! Aleluia! Binecuvântat să fie Domnul! Vă binecuvântez! Dragi surori și scumpi frați, în numele lui Iisus Hristos, fiți binecuvântați! De multă vreme Dumnezeu mi-a pus pe inimă
să fac această înregistrare. Și cum mi-a venit ideea aceasta să vorbesc despre Abigail și despre Safira? Cine nu cunoașteți dintre voi, Abigail și Safira sunt două femei din Biblie, căsătorite, și una și alta, una, Abigail, nu s-a luat după răutatea bărbatului ei, soțului ei, și a făcut totuși ce este bine înaintea Domnului. Și cu aceasta s-a răsplătit și Dumnezeu a binecuvântat-o cu mare binecuvântare. Dar mai întâi ea a trebuit să-și ia un risc, neștiind care vor fi rezultatele riscului ei, ea totuși a ales să facă bine. Safira e și ea o femeie. Ea cu soțul ei au vândut gospodăria lor și s-au înțeles între ei să dea numai o parte din banii Domnului și să mintă pe restul fraților cu câți bani au vândut moșia. Și Dumnezeu i-a pedepsit cu moartea. Dumnezeu nu pedepsește pe toți care l-au mințit pe Domnul, dar au fost o mărturie puternică, zguduitoare în mijlocul fraților. Safira a ales să asculte de soțul ei. Noi vom citi imediat de unde scrie toate lucrurile astea. Și el și ea au murit. Când despre cazul lui Abigail, ea a trăit, soțul ei a murit, dar ea a trăit și a fost mult binecuvântată. Vom citi despre lucrurile acestea, dar mai întâi de toate vreau să menționez. Voi știți din ce minciuni m-a scos pe mine Dumnezeu și câtă religie am avut în capul meu. Și îmi bag vina, dar și nu. Vedeți că e fiecare dintre noi responsabilitatea să cunoaștem adevărul care ne face liberi. Dar dacă ne luăm după alții automat, fără să avem judecata noastră, relația personală cu Dumnezeu, care mulți o încălcesc cu umblarea la biserică și ascultarea predicilor, eu din lume, dintr-un iad, dintr-o robie, am căzut în altă robie, în religie. Și în lume a fost o sclavă a păcatului și când m-am îndrăgostit de Domnul Iisus, dintr-o inimă curată, Domnul m-a născut din nou, am căzut în altă capcană, a religiei. Domnul a știut. Domnul știe toate lucrurile. El a știut unde am să accept, în ce condiții mântuirea. Domnul toate știe. De aceea, când am fost cu adevărat luminată în mintea mea despre religie, mă învinuiam. Că uite cum am gândit, uite cum am fost și uite și așa și așa. Și eram contra religioșilor așa într-un fel, pentru că am înțeles din ce stare grea m-a scos Dumnezeu. Adică dintr-o minciună a religiei. Acum Domnul mi-arată să ne fie milă de cei care încă stau în capcană religiei. Și Domnul vrea să-i scoată. Domnul vrea să-i mântuiască dintre această stare grea religioasă. E o stare grea. La o curvă
zice, Domnul îi zice să pocăiască, plânge și să pocăiește și acceptă pe Iisus. Aleluia! La obiectiv, îi zice Domnul Iisus și plânge și se pocăiește. Dar la un religios nu-i poți spune nimic. El știe totul. Eu știu. Soră, eu de 25 de ani umblu la biserică. Ce îmi spui tu mie? Tu ești un copil, tu ești un mucos în Domnul încă. Eu de 25 de ani și... ți-e milă când auzi așa. Ți-e milă. De atâta pafos și mândrie religioasă. Doamne Iisuse, izbăvește-ne de minciună. Ai milă de noi, păcătoși. Avem nevoie de Domnul. Că ești un an în Hristos, 2, 3, 40 de ani. Dacă cineva ne dă un sfat, chiar dacă e mai tânăr ca noi, trebuie să luăm seama. Așa și cum Dumnezeu, prin mila și îndurarea Lui, a găsit de cuvință să mă pună pe mine în fața dumneavoastră astăzi, a Lui să fie slava și lauda în vecii vecilor. Amin. Să luăm seama la sfaturile Domnului. Și eu și dumneavoastră avem responsabilitatea aceasta să ne deschidem urechile când ne vorbește Domnul. Să nu ne socotim singuri înțelepți. Nu-i bine. Domnul poate să ne vorbească în multe căi și prin multe feluri și prin diferiți oameni care nici în cap nu ne dă. Prin cine poate Domnul să ne vorbească? Dați să vă citesc un verset din Efeseni. Și apoi vreau să citesc istoria lui Abigail și apoi istoria lui Safira. Și cu ajutorul Domnului nu vreau să vă țin mult. Totuși îl rog pe Duhul Sfânt să dea ungere el, să ne călăuzească el în cuvântul adevărului său, să ne lumineze mintea, să acceptăm adevărul lui și să trăim în sfințenie, în ascultare și în teamă de Domnul. Așa îmi doresc mie și așa vă doresc și vouă, ca împreună să ajungem la cunoașterea adevărului, la creșterea de om matur în Hristos, împreună să moștenim pământul, împreună să fim Hristos pe pământ, împreună. Nimeni nu este mai deosebit ca altul. Nimeni. Și Hristos scoate pe câte unul, pe câte doi, pe care vrea Domnul, ca să scoate și pe alții. Așa cum pe Petru. Domnul Iisus a știut că Petru se va lepăda de el și totuși l-a ales. Și totuși harul Domnului nostru Iisus Hristos este așa de mare și așa de nemărginit, nemăsurat. Nu se poate măsura. Domnul Iisus a uitat cu milă la Petru și a zis, Petru, după ce te pocăiești și te întorci la Domnul, să încurajezi și pe frații tăi. Aleluia! Așa vrea Domnul. Așa vrea Domnul. Fără căderile acestea dureroase pe care Domnul știa slăbiciunile fiecărui dintre noi. El cunoaște. Cred că am fi mai mândri. Cred că ne-am ține mai așa, că eu niciodată, eu am zis cuvintele acestea, eu niciodată n-am să fac lucrul acesta. Chiar am făcut. Chiar am făcut. Da. Lucruri dureroase care m-au smerit mult. Și am zis, Doamne, văd că nimic bun nu locuiește în mine. Ai milă de mine, păcătoasă. Aleluia! Slăvesc și binecuvântez numele Tău, Doamne Iisuse. Aleluia! Amin! Ce mai ce la Efeseni, unde Apostolul Pavel vorbește despre relația între soț și soții,
între biserică și Hristos și cum le leagă pe aceste două împreună de frumos. O înțelepciune nemărginită a Duhului Sfânt. Să citim capitolul 5 de la versetul 21. Scrie așa: supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. Ce frumos! El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor, și vreau să accentuez aici cuvintele alese de ei, în toate lucrurile. Acum eu nu știu, în original hebru, eu n-am învățat original hebru, în traducerea originală oare se scrie chiar în toate lucrurile? Nu știu. Nouă ni s-a spus în toate lucrurile aici, tradusă. Și în engleză scrie la fel: wives to be to their own husbands in everything. În totul să fie supuse. Și acum dați să vedem aceste două cazuri și să cercetăm un pic scripturile. Să cercetăm ce este bine și frumos înaintea lui Dumnezeu. Și de fapt, de multe ori când Biblia ne vorbește ceva, în toate lucrurile, oare chiar se presupune toate lucrurile și rele? Chiar Domnul vrea ca să fii un robot ascultător de soțul tău, chiar dacă te învață să faci rău? Haideți să iubesc Scriptura. Domnul niciodată nu se confruntă. Acei neascultători și răi care vor să se certe, ei găsesc Scripturi așa să se certe cu tine, cu o privință sau pentru alta. Dar Duhul Sfânt, când ne dă lămurirea, e așa de frumos în tot ce ne lămurește prin Scripturi. Binecuvântat să fie Domnul. Citim de la 3 Samuel, îmi pare că, nu? Stai, despre Ahab și Jezebel. Un pic. Aici. De la 1 Samuel, capitolul 25. Este un pic de citit aici toată istoria și n-aș vrea să vă iau atâta timp. Aș vrea doar să citesc istoria ce a făcut Abigail. Dar ca să aveți o idee și sper că aveți o Biblie acasă și care dintre voi nu aveți o Biblie, vă rog frumos să-mi scrieți că vă fac rost de o Biblie. În numele lui Iisus trebuie să aveți o Biblie acasă. Amin? Eu am vreo 3-4. Binecuvântat să fie Domnul, să mă ajute să le citesc pe toate. Se vorbește despre Nabal, era un om foarte bogat. Avea avere în Carmel. Avea 3.000 de oi. Nici nu știu cam cum am arătat 3.000 de oi, foarte multe, și 1.000 de capre. Și se afla în Carmel pentru tunderea oilor lui. Și David a aflat cu armata lui că Nabal își tundea oile acolo. Și pentru că David s-a comportat foarte frumos cu slujitorii lui Nabal, s-a gândit în inimă curată că dacă îi va cere ajutor și mâncare și asta pentru oastea lui, că el îi va primi binevol, pentru că s-a purtat frumos cu slujitorii lui Nabal. Și trimite 10 tineri să ducă la Nabal și să le zică: uite, David, stăpânul nostru, s-a purtat frumos cu slujitorii tăi acolo pe câmp când era cu noi și uite, dacă găsește cu
cu cuvenință să ajut cu ce poți pe domnul meu. Dintre care Nabal, care era, spune Biblia, un om foarte rău, foarte rău, îi răspuns, cine este David? Dar el știa cine era David. Și el o știu cine era David și soția lui Abigail a știut foarte bine cine era David. Totuși el a ales să facă rău lui David, unsului lui Dumnezeu. Și a găsit excuzuri și a găsit pricini și să-mi iau eu mâncarea de la slujitorii mei și să-i dau lui David. Și n-a vrut să-l ajute. Între care slujitorii lui 10 tineri s-au dus înapoi la David și i-au spus tot ce a spus Nabal. Dintre care David s-a supărat foarte tare și a pregătit toată armata lui și a vrut să ducă și să-l omoare pe Nabal. A vrut să omoare pe toți de parte bărbătească din casa lui Nabal. Așa de amărât și întristat și obosit și jignit a fost de răspunsul lui Nabal. Acum vreau să citesc de aici. Slujitorii, unii dintre slujitorii lui Nabal, cu care s-a purtat frumos David, a fugit la Abigail, soția lui Nabal, și i-a povestit. Unul dintre slujitorii lui Nabal a venit și a zis către Abigail, nevasta lui Nabal, iată că David a trimis din pustiu niște soli să întrebe de sănătate pe stăpânul nostru și el s-a purtat rău cu ei. Și totuși oamenii aceștia au fost foarte buni cu noi. Nu ne-au ocărât, nu ni s-a luat nimic în tot timpul cât am fost cu ei în câmp. Ne-au fost un zid și zi și noapte în tot timpul cât am fost cu ei la păscutul turmelor. Să știi acum și să vezi ce ai de făcut, căci pierderea stăpânului nostru și a întregii lui case este hotărâtă și el este așa de rău încât nimeni nu îndrăznește să-i vorbească. Abigail a luat îndată, nu s-a gândit mult, imediat ea o știut. Se spune mai înainte că Abigail, nevasta lui Nabal, era de o judecată, avea o judecată foarte bună femeia aceasta și era și foarte frumoasă, zice Biblia. Abigail a luat îndată 200 de pâini, 2 burdufuri cu vin, 5 oi pregătite, 5 măsuri de grâu prăjită, 100 de turtă de stafide și 200 de legături de smochine. Le-a pus pe măgari și a zis slujitorilor săi, luați-o înaintea mea și eu voi veni după voi. N-a spus nimic bărbatului ei Nabal. Ea o știut inima soțului ei? Ea o știut ce a făcut el, că s-a purtat rău cu David și că ăsta venea să-l omoare? O știut? O îndrăznit. Nu s-a uitat că doar o femeie și poate că și bărbatul ei omora pentru asta. Cine știe? Ce făceau pe timpurile alea? Nu? Ea o îndrăznit. O îndrăznit să facă ce este bine cu orice preț. O, Doamne Iisuse, haleluia! Ea a încălecat pe o măgară, a coborât muntele de pe drum tufos și iată că David și oamenii lui se coborau în fața ei, așa că i-a întâlnit. David zise, în zadar am păzit tot ce are omul acesta în pustiu, de nu s-a luat nimic din tot ce are, căci mi-a întors rău pentru bine. Dumnezeu să pedepsească pe robul său David cu toată asprimea, dacă voi lăsa să rămână până la lumina zilei pe cineva de parte bărbătească din tot ce este al lui Nabal. Când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede de pe măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui David și s-a închinat până la pământ. Apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis, eu sunt de vină. Wow, m-a mărcat
umilința ei, stăruința ei în ochii lui David. Eu sunt de vină, Domnul meu, a zis ea. Îngăduie roabei tale să-ți vorbească la ureche și ascultă cuvintele roabei tale. Să nu-ți spună, Domnul meu, mintea cu omul acesta rău cu Nabal. Căci cum îi este numele, așa este și el, Nabal. Nabal, nebun. Este numele și este plin de nebunie. Și eu, roaba ta, n-am văzut pe oameni trimiși de Domnul meu. Și că eu n-am știut că tu ai venit. Acum, Domnul meu, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că Domnul te-a oprit să vergi sânge și să te ajuți cu mâna ta. Vrăjmașii tăi, cei ce vor răul Domnului meu, să fie ca Nabal. Primește darul acesta pe care îl aduce roaba ta, Domnului meu, și să se împartă oamenii care merg după Domnul meu. Iartă, te rog, vină roabe tale. Căci Domnul va face, Domnului meu, o casă trainică. Iată că Domnul meu poartă războaiele Domnului și niciodată nu va fi răutate în tine. Cum l-a păzit ea pe David să nu-și pui mintea cu Nabal. Să nu verse sângele lui rău. Că Domnul te va binecuvânta, zice ea. Dacă se revădica cineva care să te urmărească și să vină să-ți ia viața, sufletul Domnului meu va fi legat în mănunchiul celor vii. La Domnul Dumnezeul tău să se arunce cu praște sufletul vrăjmașilor tăi, căci va face Domnul Domnului meu tot binele pe care ți l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel. Ați văzut, Abigail totuși știu cine era David. Și Nabal a știut, dar a ales să facă rău. Atunci va avea Domnul meu nici mustrare de cuget și nici nu-l va durea inima că a vărsat sânge degeaba, că s-a răzbunat singur. Auziți, s-a răzbunat singur. Când răzbunarea, spune Biblia, este a Domnului, până face Domnul, las că îi arăt eu lui. Nu? Nu e așa că de multe ori suntem așa. Ai, Doamne, nici mustrări de cuget nu vei avea și nici inima nu te va durea că ai vărsat degeaba sânge și că te-a răzbunat singur. Și când va face Domnul, bine, Domnului meu, adu-ți aminte de roaba ta. Câtă smerenie! David a zis Abigailei, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care te-a trimit astăzi înaintea mea. Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu, care m-ai oprit în ziua aceasta să vărs sânge și mi-ai oprit mâna. Aleluia! Și mai departe, ea când a ajuns acasă, l-a găsit pe soțul ei beat mort, că a făcut un ospăț mare, s-a îmbătat. Dar dimineața când era treaz, totuși ea i-a povestit ce a făcut. Nu se spune ce a zis el. O zis că s-a împietrit inima lui și i-a părut rău, cred că. A zis că așa era de rău, că când a auzit ce a făcut nevasta sa, s-a împietrit inima ca o piatră. Și peste 10 zile, el a murit. A murit Nabal peste 10 zile. David, când a auzit despre aceasta, a trimis pe robul lui la Abigail și a cerut-o de nevastă. Și Abigail i-a devenit nevasta lui David, împăratul. Aleluia! Ce frumos sfârșit pentru Abigail. A făcut ce este bine și plăcut înaintea Domnului. A riscat. A riscat. Mai știm o femeie care a riscat, dar a făcut ce este bine înaintea Domnului? Estera. Da? Împărăteasa.
Ea n-a avut dreptul să ducă la soțul ei și după ce a postit, ea și tot norodul ei 3 zile s-a dus, a îndrăznit. Și pentru asta a fost binecuvântată. Oricum, ea, Estera nu era în planul meu, dar am zis-o și pe ea. Să vă citesc acum despre Anania și Safira. Safira era soția lui Anania. Dar un om numit Anania a vândut o mușioară cu nevastă sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a adus o parte cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul mușioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea ta. Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ceasuri a intrat și nevastă sa, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis, spune-mi, cu atâta ai vândut mușioara? Da, a răspuns ea, cu atâta. Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles voi între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată picioarele ce le-au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăi, au găsit-o moartă. Au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Extraordinar. Eu nu, nici nu-mi imaginez cum a fost toată treaba asta. Îmi dau seama că chiar o mare frică i-a apucat. Vedeți că un om numit Anania a vândut o mușioară cu nevastă sta Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Vedem rezultatul lui Safira. S-a unit cu răutatea soțului ei și au mințit pe apostol și pe Dumnezeu. Și la urmă s-au răsplătit cu moartea. Vedem deci că Petru, ei nu automat au murit amândoi. Petru i-a dat o șansă lui Safira să spună adevărul. Vedeți, totuși nu automat s-a gândit Petru că dacă soțul a vrut să o vândă cu atâta, înseamnă că și ea automat o trebuie să fie de acord. Dar vedem că nu a fost chiar așa. Nu-i chiar automat fiecare cuvânt. Duhul Sfânt este prezent în toate deciziile noastre. Aleluia! Și se așteaptă de la noi să alegem ce este bine înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă trebuie să plătim un preț pentru aceasta. Da. Poți să fii respins chiar de familia ta, de omul pe care îl iubești. Pentru alegerea ta bună, te vei răsplăti cu rău, de multe ori. Da. Și pentru că nouă ne-e frică să fim respinși pe cei pe care îi iubim și îi punem pe primul plan în viața noastră, de multe ori facem alegeri greșite. Și plătim pentru aceasta până la urmă. Da. Ei atenția dragilor tăi, ei dragostea lor, aprobarea lor, dar nu a Domnului. Când faci ceva împotriva
alegerilor rele din jurul tău, întotdeauna vei fi ca un skin. Ca un skin. Și te vor disprețui pentru aceasta. Că ce te ții tu mai bună ca noi? Nu vreau să vorbesc prea multe despre aceasta, măcar că sunt multe cazuri în Biblie. Noi vedem ce a păzit Solomon, care asculta de nevestele lui care erau închinături la idol și cum a căzut de la Domnul foarte groaznic. Ahab, care a ascultat-o pe Jezebel, nevastă sa, la fel. Sunt multe de vorbit în privința aceasta. Vedeți că nu sunt chiar automat lucrurile. Scrie acolo că nevastă să fie supuse în toate lucrurile, dar Duhul Sfânt se așteaptă. Unul va răspunde pentru acțiunile lui și celălalt pentru a lui. Că merge vorba despre păcat, despre bine sau rău înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să alegi ce este bine, plăcut, sfânt înaintea lui Dumnezeu. Cu aprobarea celor din casa ta sau fără? Dacă soțul tău sau soția ta alege ce este rău și îți spune să faci și tu, tu trebuie să alegi ce este bine. Dacă nu, te alegi și plătești cu lucrurile, poate că, care nu vei putea întoarce niciodată. Cam atât am vrut să spun cu privința la lucrurile acestea. Să las acest gând în voi și fiecare dintre noi să judecăm, să cercetăm viața, cum trăim, ce facem, ce alegeri facem. Și când citim cuvântul lui Dumnezeu, cercetați-l, cereți pe Duhul Sfânt în ajutor. El este prezent. El vrea să cercetăm scripturile, să-l chemăm în ajutorul nostru și el ne va lumina. Cât despre mine, ce înseamnă pentru mine cuvântul acesta? Ce înseamnă acesta pentru viața mea, pentru căsătoria mea? Pentru... Ce înseamnă asta pentru mine, Doamne, astăzi, pentru vremea mea în care trăiesc eu? Cam ce ar însemnând? Cuvântul acesta este pentru mine. Ce să fac cu acest cuvânt? Duhul Sfânt comunică. El vrea să ne vorbească mai mult decât suntem noi gata să ascultăm. Să fim gata să ascultăm, dar să fim gata și să împlinim ceea ce auzim din partea Lui. Fiți binecuvântați, iubiții Domnului Iisus Hristos. Vă las în brațul Domnului Iisus. Amin.